Salut curioșilor! Chiar și cele mai frecvente fenomene ale naturii sunt o curiozitate pentru voi, dragi copii. Mereu vreți să știți cum se formează fenomenele naturii, de unde vin norii, ploaia, zăpada, de ce se formează curcubeul. Dar astăzi eu am să vă povestesc despre cum se formează norii. Norii fac parte din peisajul zilnic și sunt pe lângă curcubeu unele dintre cele mai apreciate fenomene ale naturii. La prima vedere, par ușori și pufoși, însă în realitate nu este deloc așa. Spre exemplu, un nor cumulus care este bine conturat, cu o culoare albă aproape strălucitoare și un aspect de vată pe băț, poate să cântărească sute de tone. Norii sunt formați din particule de apă, care se evaporă din mări și oceane sub căldura soarelui. Apa se transformă în vapori, care se ridică. Ajunși la înălțime foarte mare, acești vapori întâlnesc aerul rece și se condensează, formând astfel bucăți de nori. Norul astfel format continuă să crească și cu timpul începe să arate pufos, precum o imensă bucată de vată. În același timp, el eliberează energie pe care a absorbit-o de la soare. Sper că această informație a fost interesantă.